După înviere, Mântuitorul s-a arătat mironosițelor și le-a spus: bucurați-vă. Apoi s-a arătat apostolilor și le-a spus: nu vă fie frică. Toți cei care îl avem călăuzitor pe Iisus Hristos trebuie să credem în cuvintele Lui și să ne dăjduim că doar în credință putem să mergem și să biruim în această lume. Lumina învierii să vă aducă liniște, pace, sănătate, împliniri și sărbătorile pascale să le petreceți cu bine alături de toți cei dragi. Hristos a înviat!